Bună ziua, domnilor și domnilor, încă o dată ne vedem aici în studioul Roman 24, avându-l ca invitat pe primarul Lucian Micu. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Rămăsesem datori celor care ne urmăresc cu niște subiecte de la întâlnirea noastră trecută. A rămas în continuare să vorbim despre educație, despre sănătate, înainte și înainte de orice. Vreau să vă spun că ați fost foarte urmărit pe Facebook, mai ales acum cu zilele municipiului Roman, încheierea, mai exact, ultima zi a zilelor municipiului Roman, concertul Andrei, peste 6.000 de oameni în piață, peste 30.000 v-au urmărit, bine, nu neapărat pe dumneavoastră, dar evenimentul în sine pe Facebook, și pot să mă laud că v-au văzut oameni din toată Europa. E de bine. Da, într-adevăr a fost o sărbătoare a romașcanilor, o organizare foarte bună de la început până la sfârșit. Am avut foarte multe evenimente în care am fost implicați, inclusiv acea delegație din Malta, unde de asemenea la nivel internațional am primit aprecieri pentru proiectul pe care l-am prezentat. Cu mândrie putem spune pentru toți romașcanii că municipiul Roman a fost singurul municipiu din țară reprezentat la acest eveniment. E vorba de o conferință organizată de Malta, care deține în momentul de față președinția Consiliului European. Participare, deci, din toate țările Uniunii Europene, și proiectul nostru a fost unul dintre cele mai apreciate, în sensul în care, după prezentarea aceea scurtă de 15 minute în plen, am avut o prezență foarte mare la sesiunile paralele pe ateliere, acolo unde sala a fost arhiplină și unde ar fi trebuit să aibă loc această prezentare timp de 45 de minute, a durat o oră și 10 minute, ceea ce înseamnă că a fost un dialog foarte interesant, un dialog cu ceilalți reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care au vrut mai multe informații despre proiect, și chiar mulți dintre ei mi-au solicitat să le trimit pe mail acest proiect, care poate fi implementat cu succes în orice. Hai să le aducem aminte despre ce proiect este vorba. Este vorba de Romașcanii Decid. Romașcanii Decid, este vorba de acel chestionar de evaluare a satisfacției cetățenilor în ceea ce privește serviciile prestate de primăria municipiului Roman. Acest proiect a fost premiat și la nivel național, a luat locul 1 pe țară și iată, din toate proiectele de la nivelul României a fost cel selectat și de către Consiliul Europei pentru a fi prezentat cu ocazia acestei conferințe. Vă spuneam că foarte mulți, am întâlnit și foarte mulți primari din localități din țările Uniunii Europene care mi-au solicitat transmiterea prin e-mail acestui proiect, și cu siguranță ca un exemplu de bună practică va fi implementat și în alte țări. Mai departe am avut din plin zile de gală, gala educației, gala excelenței romașcane, am avut în premieră și ziua porților deschise, acolo unde un număr foarte mare de romașcani au putut vedea și părți mai puțin vizibile în condiții normale. Tocmai acesta a fost rolul gândirii noastre. Am avut și activități culturale, am avut și acel dialog al științelor în care 9 unități de învățământ din Roma și-au prezentat invențiile aici. Iarăși a fost o idee pe care am avut-o împreună cu două cadre didactice de la Liceul Tehnologic Vasile Sav. Ne-am întâlnit cu ocazia unui concurs național de fizică, Evrica, de la Piatra Neamț, și am întâlnit 3 standuri ale Romanului. Mi-a plăcut foarte mult această idee, bine, pe lângă celelalte standuri ale celorlalte colegii din zona Moldovei. Mi-a plăcut foarte mult această idee și împreună cu cele două cadre didactice am pus la punctul organizarea acestui dialog al științelor, acolo unde unitățile de învățământ de pe raza municipiului Roman să vină să-și etaleze invențiile și creațiile proprii. Am avut și o zi dedicată copiilor, acolo unde în parcul municipal, alături de sute de copii, am învățat câte ceva din ceea ce înseamnă un oraș, și sigur totul a culminat cu ultimele 3 zile de
petrecere, zile de sărbătoare, zile de manifestări culturale dedicate romașcanilor. M-a bucurat, a fost un succes din punctul meu de vedere, sper ca și romașcanii să aprecieze în același fel aceste evenimente. Ne-am dorit să aducem artiști de marcă, artiști cu impact în momentul de față la public. Bere Gratis am considerat că este un artist suficient de consacrat, o formație destul de consacrată și de în vogă pentru romașcani. Peste 3.000 de romașcani au fost prezenți și la concertul acestora. Și de asemenea, în jur de peste 6.000 din aprecierile jandarmeriei, număr record de participare, peste 6.000 de romașcani la concertul Andrei. Într-adevăr, Andra este o artistă care este foarte îndrăgită, este câștigătoarea vocii anului în România, a fost premiată acum 3 săptămâni de un juriu format din mai mulți artiști și compozitori din România și e o artistă care în zona Moldovei a venit mai rar, mai mare parte a concertelor le-a desfășurat în altă parte și de aceea ne-am bucurat foarte mult că am avut posibilitatea să o aducem alături de noi să ne cânte și să ne încânte. Am încercat și din punct de vedere al operațiunilor de salubrizare să păstrăm un standard ridicat în fiecare noapte după terminarea evenimentelor. Am spălat toată zona astfel încât să nu fie probleme deosebite a doua zi. Sigur că ține și de educația fiecăruia, de bunul simț. Nu toată lumea are educație, însă vreau să apreciez că marea majoritate a romașcanilor s-au simțit foarte bine, s-au comportat civilizat și acest lucru nu poate decât să mă încânte. Iar acolo unde se întâmplă cazuri izolate, trebuie efectiv să le înlăturăm pe cât posibil sau să le limităm manifestările de acest gen. Bine, pe lângă aceste zile ale municipiului român care au abundat de cultură, artă și divertisment, urmează să se petreacă încă un eveniment important cultural în municipiul român. Este vorba de Blecherfest. Dacă noi am postat deja pe pagina noastră pe roman24.ro detalii, dar dacă putem să intrăm în niște nu de desubturi, mai multe detalii, dacă știm despre Blecherfest, cam cum îl vedeți acest festival internațional dedicat lui Max Blecher? Da, e o idee care a născut undeva pe la începutul acestui an. Un grup de tineri inimoși, tineri entuziaști mi-au acaparat imediat atenția. Am devenit foarte interesat de proiect încă de la început. Am zis că le voi acorda tot sprijinul de care au nevoie, însă am vrut să-i las și pe ei să creeze și să creioneze acest festival. Au făcut-o foarte bine și din acel moment m-am alăturat lor în sprijinirea organizării acestui festival. Însă mai departe, în tot ceea ce ține chestiunile administrative, am oferit tot sprijinul de care au avut nevoie. Pe partea cealaltă a festivalului i-am lăsat să se exprime cât mai liber cu putință, să își pună în practică toate ideile frumoase pe care le-au avut și sunt convins că romașcanii vor avea posibilitatea să-l redescopere pe Max Blecher, acest Kafka al României, cum este supranumit în literatura din străinătate, din păcate un autor mai cunoscut în străinătate exact decât în România sau în roman. Și cred eu tocmai de aici trebuie să intervină și rolul autorităților publice locale care să-și promoveze propriile valori, să le cultive și să le transmită mai departe generațiilor viitoare, pentru că memoria unor oameni importanți trebuie respectată și trebuie tot timpul adusă la cunoștința publicului, tocmai pentru că au făcut lucruri extraordinare pentru roman, fac cinste romanului, sunt niște oameni cu care romanul se mândrește și atunci și romanul trebuie să întoarcă ceva memoriei acestor oameni, tocmai pentru a le cinsti, așa cum se cuvine, activitatea pe care au desfășurat. Și am trecut foarte elegant de la cultură spre educație,
Că și aici intervine o întrebare, multă lume întreabă, noi stăm foarte mult, eu cel puțin stau foarte mult pe Facebook și multă lume întreabă, domnule, de ce vorbim de educație și de primărie? Cum putem să punem educația și primăria în aceeași frază, în același context? Pentru că nu e așa, educația ține de Ministerul Educației. Ce treabă are primăria? Și haideți ca să-i lămurim pe cei care ne urmăresc din prima, de la bun început, să plecăm de la premisa că puțină lume cunoaște care sunt atribuțiile autorității publice locale în ceea ce privește educația. Da, aici e foarte bine că vreți să facem această precizare. Sigur că primăria trebuie să pună la dispoziție toată infrastructura necesară desfășurării unui act educațional de calitate. Restul, în ceea ce înseamnă programa școlară, activitățile curriculare și extracurriculare, sunt atributul exclusiv al inspectoratului școlar și al Ministerului Învățământului. Noi ne preocupăm an de an, în fiecare an, practic, am făcut investiții în toate instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Roman, sigur, în urma unor ședințe cu directorii unităților de învățământ, tocmai pentru a prioritiza nevoile acestora și, sigur, mai departe am realizat și o serie de finanțări europene, cu programe europene pentru realizarea unor și programe guvernamentale de asemenea pentru reabilitarea unor corpuri de clădire. De asemenea, și în acest an am depus din nou două proiecte pentru Planul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba de Colegiul Tehnologic Vasile Sav, care are o finanțare de circa 50 de miliarde de lei vechi, și de Liceul Teologic Episcop Melchisedec, cu o finanțare de circa 200 de miliarde de lei vechi, acesta fiind monument istoric și necesitând lucrări speciale. Toate aceste proiecte prevăd, pe lângă reabilitarea și consolidarea clădirilor, prevăd și dotări interioare. De aceea, gândurile noastre merg până la oferi unităților de învățământ tot ceea ce au necesar, astfel încât cadrele didactice care îți desfășoară activitatea în unitățile de învățământ să poată oferi copiilor o dotare tehnică necesară pentru creșterea actului educațional și tinerii să aibă acces la toate aceste resurse materiale pentru dezvoltarea capacităților lor intelectuale și pentru pregătirea pentru viață în același timp. Deci, ca o concluzie, dragilor, dacă auziți că elevii au prea mult de învățat, aia e problema Ministerului Educației. Dacă auziți că elevii îngheață în clasă, asta este o problemă. O problemă a primăriei. E foarte nu corect. E cazul Romanului. Nu e cazul Romanului, dar ca și exemplificare ați făcut foarte bine. Și eu, de exemplu, pot să spun că vis-a-vis de copiii mei am o problemă cu greutatea ghiozdanelor. Da. Care mă nemulțumește foarte mult, dar din păcate aceste lucruri sunt în sarcina și în mâinile Ministerului Educației, drept pentru care noi la Roman facem tot ceea ce este necesar pentru a asigura din punct de vedere administrativ toate cele necesare instituțiilor de învățământ. Văd în presa locală, eu în timpul ăsta citesc din presa locală de pe internet, logic, despre Centrul pentru Educație Timpurie Smirodava, este un proiect care apare sub semnătura dumneavoastră. Este vorba de fosta creșă Smirodava. În momentul de față eu nu sunt mulțumit de capacitatea pe care o poate deservi față de nevoile romașcan lor, drept pentru care am luat decizia accesării unei finanțări nerambursabile pentru reabilitarea acestei clădiri, consolidarea și crearea unui spațiu integrat acolo unde doresc să desfășurăm activități și de tip creșă, dar de ce nu, poate chiar și de tip grădiniță în zonă. Acest proiect prevede practic reabilitarea întregii clădiri, dotări interioare și așa mai departe, schimbare rețelei electrice, rețele de ape uzate și de alimentare cu apă, energie termică și așa mai departe, astfel încât întreg complexul să cunoască o altă față. Dar, bineînțeles, întrebarea se pune, se nasc atât de mulți copii în România? Ați spus că nu sunt destule locuri în acest centru. Se nasc atât de mulți copii în România? Pentru că se vorbește foarte mult de îmbătrânirea populației romașcane. Da, aici, sigur că trebuie să facem două discuții. Observăm, practic, de la an la an o diminuare a populației școlare și este un fenomen care
care din păcate se întâmplă. Dar în ceea ce privește natalitatea, ea există în continuare, este o problemă în sensul că este în scădere, dar este un fenomen normal până la urmă și acest centru, practic o singură creșă la un oraș întreg, este foarte puțin, mai ales în condițiile în care locurile în momentul de față sunt destul de limitate. De aceea eu îmi doresc ca acest spațiu să fie extins. În perioada imediat următoare se va finaliza în totalitate activitatea de mutare a bibliotecii din această clădire, astfel încât în luna august, când avem termenul limită de depunere a proiectului, toată clădirea să fie la dispoziția Direcției de Asistență Socială și ulterior pregătită pentru implementarea acestui proiect. Mergem mai departe. Au fost weekendul acesta, a fost un weekend important pentru Roman. De multișor n-am mai văzut atâta agitație, atât în rândul colegilor din presă, cât și în rândul, nu știu, oamenilor politici, vorbind de vizita, dacă pot să mă leg pe scurt, de vizita miniștrilor la Roman. Tot orașul a vuit, frate, vine ministrul sănătății Florian Bodog, vine ministrul dialogului social, sau vine că denumire foarte pompoasă, n-am ținut niciodată minte denumirile astea ale ministerelor. Cum vedeți dumneavoastră vizitele astea? Sunt benefice pentru Roman sau ar trebui să fie? Da, eu am avut o întâlnire cu ambii miniștri, cu ministrul sănătății m-am întâlnit la Spitalul Municipal de Urgență Roman, acolo unde am înmânat o serie de probleme organizatorice cu care se confruntă Spitalul Municipal de Urgență Roman și care sunt legate de deblocarea, din punct de vedere legislativ, a unor probleme. Sigur că mai departe, la o discuție cu medicii, o discuție internă, să spunem, au reieșit niște lucruri destul de interesante din punctul meu de vedere. Pe de o parte, faptul că s-au creat la nivelul ministerilor o serie de cerințe și o serie de condiții, punctaje, să spunem, de prioritizare a unor investiții care nu mai țin cont de implicarea personală din punct de vedere politic a unor factori politici pentru atragerea într-o parte sau în alta a unor sume de bani. Deci, practic, dacă depui un proiect la un minister și care îndeplinește condițiile și punctajele respective, acea sumă de bani vine către acea comunitate, indiferent de cine este condusă ea. Și acest lucru este un lucru foarte bun și chiar am văzut că i-a pus în vedere inclusiv celor care au fost, din punct de vedere politic, invitați la acest eveniment. Sigur, mai departe, pentru Primăria Municipiului Roman am înțeles faptul că eforturile trebuie să cadă în continuare pe umerii noștri, de aceea noi suntem în stadiul unui proiect de prefezabilitate, pentru că ne-a spus foarte clar că computerul tomograf nu va ajunge la Roman. Noi știam, vreodată se va întâmpla doar prin puterile noastre și noi deja lucrăm în momentul de față la un studiu de prefezabilitate, acolo unde dorim să facem un centru de imagistică la Spitalul Municipal de Urgență Roman, practic în partea opusă centrului de primiri urgențe, în partea dinspre Biserica Ștefan Vasile cel Mare, acolo unde pe o construcție nouă, parter plus etaj, vrem să dotăm cu computer tomograf, RMN, ecograf și așa mai departe, toată aparatura necesară unui act medical de calitate, toată care să vină prin finanțare europeană, prin proiecte europene, acolo unde noi lucrăm deja în această perioadă și unde iarăși nu poate interveni niciodată factorul politic, pentru că dacă un proiect este bine scris și îndeplinește un anumit punctaj, trebuie să primească finanțare. Referitor la ambulanța Team Smooth, a zis ceva? Aici au fost mai multe discuții, sigur că la nivel declarativ toată lumea vrea, dar când se trece la fapte e mai greu. Ultima noastră solicitare a ajuns la factorul de decizie din cadrul Ministerului Sănătății, care factor de decizie l-a redirecționat spre Comisia Interministerială. Noi încă de acum o săptămână jumate am trimis ultimele hârtii la Ministerul Sănătății. Deci, practic, ce vreau eu să se înțeleagă, noi nu e că așteptăm vizita unor miniștri pentru a rezolva niște lucruri. Noi chiar încercăm să facem ceva, nu vrem să ne folosim de prezența unor miniștri doar pentru a da bine în poze, ci
și pe noi ne interesează, dacă aducem un ministru, să și rezolvăm ceva din problemele pe care le avem. Din păcate, din câte am înțeles, ministrul a venit așa cum a plecat, așa cum a venit, și doctorii au rămas, din punctul meu de vedere, puțin de 10 minute maxim. Nici n-au vrut să intre în centrul de primiri urgențe, nu l-au nimerit, au intrat pe o altă ușă, că n-au știut pe unde este, mai puțin contează acest lucru. Important este faptul că, din păcate, acum din nou se tergiversează, practic de la factorul de decizie se trimite din nou către Comisia Interministerială, practic soluția identificată de noi și convenită de comun acord cu toți factorii de la nivelul zonei noastre a fost că trebuie să deschidem un centru UPU la Roman, practic unitatea de primiri urgențe a județului. Dar asta nu trebuie să fie o decizie care să țină strict de autoritatea publică locală? Nu, trebuie să, fiind în subordonarea Ministerului Sănătății, aceștia trebuie să-și dea acordul și, sigur, ulterior, pe cale de consecință, toate instituțiile subordonate. Dar trebuie să vină, în primul rând, acordul de la Ministerul Sănătății și, în baza acestui acord, Consiliul Județean ulterior să dispună de deschiderea acestei unități de primire urgențe și la Roman, pentru că prevederea legislativă este în felul următor, că aceste ambulanțe timp nu pot funcționa decât pe lângă unitățile de primire urgențe aparținând spitalelor județene. Da. Aici e problema noastră. Noi am făcut toate demersurile necesare. Din nou s-a blocat, v-am spus, la Ministerul Sănătății. Ultimele discuții de ieri pe care le-am avut au fost cele legate de faptul că această adresă a fost trimisă din nou către Comisia Interministerială pentru a-și da avizul pentru deschiderea acestei unități UPU și la Roman, practic ca un punct de lucru al unității UPU de la Piatra Neamț. Ulterior, pe cale de consecință, toate ar trebui să vină subsecvențial, vă spuneam, hotărâre de Consiliul Județean care să stabilească acest lucru și ulterior atribuirea acestei ambulanțe și noi să începem demersurile pentru a găsi personalul care să acționeze pe această... Și celebrele helipaduri când... Da, iarăși aici... E mai delicat, da, asta. Noi am răspuns favorabil Consiliului Județean, nu ne dorim să avem o atitudine ostilă față de Consiliul Județean. Noi ne dorim o colaborare instituțională corectă, acolo unde sunt proiecte benefice pentru municipiul Roman, să fim deschiși. N-am avut nicio problemă să oferim o suprafață de teren la dispoziția Consiliului Județean pentru realizarea acestui heliport, însă vreau să vă spun că noi la municipiul Roman am realizat încă din anii trecuți acest heliport în curtea Inspectoratului pentru situații de urgență, acolo unde deja avem amenajat un astfel de obiectiv. Dar cum se zice, unde e lege, nu e tocmai. Dacă ideea a fost în felul următor, că ei ar putea accesa o finanțare prin Planul Național de Dezvoltare Locală și am zis că dacă există o posibilitate a unei investiții mai aproape de Spitalul Municipal de Urgență Roman, noi nu ne putem opune unui astfel de proiect. Tot ce este benefic pentru municipiul Roman trebuie să oferim, indiferent că vine propunerea de la unul sau de la altul. Interesul nostru este ca cetățenii municipiului Roman să aibă acces la cât mai multe servicii de calitate. Și acest lucru primează pentru noi și nu ambițiile personale. Am primit o întrebare zilele trecute foarte interesantă. Erați în timpul conferinței de presă săptămânale pe care o susțineți la primăria Roman. Pentru cei care m-aș mira să nu știe, dar hai totuși să fac precizarea asta. Primarul municipiului face săptămânal o conferință de presă în care aduce la cunoștința cetățenilor ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple. Pe scurt. Pentru unii a durat mai mult, unii mai rezolvă mai în scurt. Și îmi pare rău că dumneavoastră nu aveți acces la internet chiar în momentul conferinței, pentru că noi le transmitem live și sunt cetățeni care v-ar pune întrebări chiar în timpul conferinței, deși sunt convins că nu de asta aveți timp să vă ocupați acolo să răspundeți la întrebări, dar ele apar oricum. Și întreabă cineva, și cred că trebuie să facem iarăși o explicație scurtă. Pe când locurile de muncă, mă întreabă domnul Roșu Miluță Ionel, am zis, i-am promis că o să vă întreb, pe când locuri de muncă pentru persoanele cu handicap în municipiul Roman? Și încerc să-l lămuresc pe om, că stai că nu primarul face locurile de muncă, decât în
Da. Aparatul administrativ. Aici pot să-i răspund domnului că preocuparea noastră, într-adevăr, este pentru a crea cât mai multe facilități investitorilor pentru a genera cât mai multe locuri de muncă și chiar în perioada aceasta se lucrează la un depozit de logistică care va mai face 300 de angajări. De asemenea, TRV-ul care creează a doua structură, a doua unitate de producție, unde iarăși vor mai fi angajați circa 400 de persoane, se mai creează încă un depozit logistic cu circa 400 de salariați, de pentru care preocuparea municipiului Roman, într-adevăr, este pentru ceea de a crea cât mai multe locuri de muncă, iar această concurență pe piața muncii să ducă la locuri de muncă mai bine plătite. Practic, trebuie să fie piața cea care reglează nivelul salarial la nivelul municipiului Roman. Răspunzându-i domnului respectiv, vreau doar să vă spun că prin lege sunt anumite prevederi legislative care oferă anumite facilități societăților comerciale care angajează persoane cu handicap. Drept pentru care, din punctul meu de vedere, primăria municipiului Roman nu are chiar nicio atribuție în acest sens. Eventual, noi putem să facem demersuri pentru, eu știu, multiplicarea avantajelor mediului privat care angajează personal cu handicap, dar acest lucru se poate face numai la nivelul guvernului și la nivelul Parlamentului pentru modificările legislative. Știu că aceste companii au, pe de o parte, posibilitatea de a face vânzări ale acelor produse chiar și către instituții publice sau alte companii care au un anumit număr de salariați și care pentru a nu mai plăti fondul de handicap trebuie să facă cheltuieli de la unități protejate. Cred eu că unor astfel de unități protejate ar trebui să se adreseze acest domn, astfel încât să-și poată găsi și dumnealui un loc de muncă. Nu, asta a fost așa, că speram să-mi dați un răspuns la... Știți că s-auzit de foarte multe ori sintagma, bă, să le dea primarul locuri de muncă... Bun, dacă vreți așa, primarul trebuie să le facă pe toate. Da. Dacă auziți că plouă afară, păi din cauza primarului sau ceva sunt. Nu, ideea e că trebuie să înțelegem cu toții care sunt atribuțiile primarului. Eu îmi doresc să fiu un primar implicat, un primar dedicat în totalitate comunității. Sunt un om dintre oameni, sunt un om al oamenilor, îmi place să stau între oameni, nu am nicio problemă să merg în nicio zonă din cartier și să comunic cu oamenii și punctual acolo unde e posibil să rezolv problemele care mi se ridică, pentru că eu mai văd abordarea altora care vin și spun, păi dacă eu aș fi primar, mâine aș face tot. Eu n-aș înclina să cred un astfel de personaj care vine și îmi spune că el într-un an, în doi, poate rezolva toate problemele și le dau exemplu cel mai concludent. Îi întreb de câți ani sunt căsătoriți, de când și-au întemeiat o familie și dacă au reușit să facă tot un primul an de căsnicie. Și răspunsul e, doamne, dar nici acum nu le-am pe toate. Cam așa e și într-o comunitate. Sigur că ne dorim foarte multe. Noi avem niște planuri foarte bine puse la punct, avem niște proiecte foarte bine gândite, rezultate în urma situațiilor din teren, în urma analizelor, în urma întâlnirilor cu oamenii pe care le avem și încetul cu încetul, sigur, trebuie să ne fixăm un obiectiv pe termen mediu, dar care să fie realist și realizabil. Avantajul este că dumneavoastră veniți și continuați și niște proiecte deja existente. Dacă nu, continuate îmbunătățite, duse mai departe, pentru că nu e așa, e mult mai ușor să continui un proiect deja existent și să-l faci mai bun decât să spui, domnule, tot ce a făcut predecesorul nu e bun, radem, o luăm de la zero și încercăm altă variantă. Da, așa de regulă se întâmplă pe la ministere, când se schimbă miniștri și zici, nu e bun, hai să ștergem totul, dar în condițiile în care o serie de proiecte sunt deja începute și după aceea se abandonează. Nu, e foarte important să înțelegem cu toții că eu fac parte dintr-o echipă încă din anul 2012, am fost 5 ani viceprimar, am aproape jumătate de ani de când sunt primar, știu foarte bine care sunt problemele municipiului Roman, știu foarte bine care sunt problemele oamenilor din municipiul Roman, dar mai mult decât atât, știu și soluțiile la fiecare dintre acestea. Dar așa cum vă spuneam, nimeni nu va putea niciodată să rezolve totul peste noapte, ci va trebui să facem o prioritizare din punct de vedere a urgențelor și pe lângă proiectele macro, care sunt foarte importante pentru comunitate și pe care un primar trebuie să aibă viziune să le ducă și să le dezvolte, primarul în același timp trebuie să aibă aplicare și atenție și spre problemele de proximitate ale cetățenilor. Poate pentru un cetățean e mult mai importantă o alee sau un loc de parcare sau o bancă sau un coș de gunoi decât, eu știu, reabilitarea nu știu cărei clădiri. Toate fac parte din
atenția primarului și e foarte important, așa cum vă spuneam, însă trebuie să acordăm atenție și proiectelor de proximitate, nevoilor imediate ale cetățenilor municipiului Roman. E adevărat, pe de altă parte nici nu poți să-i mulțumești pe toți. Nici nu-mi propun acest lucru. Un bun prieten, și dacă nu mă înșel, nu vreau să arunc așa cum vorbim un prieten sau amic comun, spunea la un moment dat, măi, nu poți să-i mulțumești pe toți, dar dacă îi mulțumești, dacă mulțumești majoritatea, deja... Păi, acesta este și obiectivul meu. Mai văd aici printre proiecte și probabil că ne apropiem de final. Da, ne apropiem de final în două minute, dacă puteți să-mi spuneți. Apare aici modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și nu ajunge și la faza cu creșterea eficienței energetice a clădirilor, pentru că e acolo mai mult de vorbit. Da. Stă Romanul rău la iluminatul public? Ceea ce vreau să înțelegeți, sigur, avem anumite zone unde trebuie să extindem sistemul de iluminat, sunt zone noi, nou construite, nu e problema pe extindere, cât e problema pe schimbarea sistemului de iluminat. Îmi doresc ca municipiul Roman să devină un municipiu iluminat pe sistemul nou, pe bază de LED-uri, care oferă o mai multă durabilitate în timp, care oferă consum de energie redus și care oferă și o mai bună vizibilitate a luminii pe timp de noapte. Este un proiect care se află în stadiul de studiu de prefezabilitate, urmează în perioada următoare, se află în procedură de dezbatere publică ghidul de finanțare pe această linie, dar noi, ca întotdeauna, vrem să furăm startul, să fim cât de cât aproape de a ști care sunt necesitățile municipiului Roman, să știm care sunt pașii pe care îi avem de făcut, ca atunci când apare ghidul să avem un avantaj al timpului deja câștigat și să depunem printre primii proiectele de finanțare. Deci, indiferent de ce o să se întâmple pe 11 iunie, după vot, proiectele le aveți deja pregătite pentru orice eventualitate. Ce vreau eu să înțeleagă toată lumea este că eu nu îmi fac acum o gândire doar pentru data de 11 iunie. Eu am spus-o și în conferința de presă că îmi doresc ca toate proiectele pe care le fac să fie proiecte durabile, să fie proiecte de calitate. Asfaltările nu vreau să le fac la metru pătrat viteză. Eu vreau să fac asfaltări de calitate care să dureze în timp. Dacă asta înseamnă că nu voi finaliza nu știu ce străzi până pe data de 11, eu nu am nicio problemă. Eu nu-mi propun să inaugurez în preajma campaniei absolut nimic, sensul de girație Poarta Nord. De asemenea, nu voi forța absolut nimic în realizarea acestui obiectiv doar pentru a-l termina mai repede. Pe mine mă interesează că acolo e o zonă foarte critică din punct de vedere al siguranței traficului rutier. Mă interesează să iasă o lucrare de calitate. Bun, deci nu o să vă vedem pe 10 cu forfecuța și cu... Nu vreau să tai nicio panglică și nicio absolut nimic. Sunt proiecte în derulare pe care nu vreau să le forțez, ci vreau să-și urmeze cursul natural și să fie lucrări de calitate. Condiția numărul 1. Lucrările de calitate sunt lucrări pe care le dorim cu toții, și noi, și copiii, și nepoții noștri, când o să fie, să se poată bucura de același asfalt, adică să rămână, dacă se poate, identic ca acum, intact, deși sincer... No, e greu acest lucru, dar trebuie să fie de calitate. Vorbim așa, ipotetic. Da, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit încă o dată în studioul Roman 24 și că ați răspuns la toate întrebările. Data viitoare vom discuta mai pe larg despre alte subiecte și de alte proiecte pe care le aveți în plan, în derulare sau în minte. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.